Problema principală a României este un brand de țară încă extrem de neclar și de multe ori negativ. Cred că am pierdut un tren foarte important atunci când au apărut problemele în Ucraina și în Turcia, două țări importante, două piețe importante de lângă noi. Și cred că timpul a sosit pentru o acțiune un pic mai energică de identificare de potențiali investitori. S-a creat în urmă cu câțiva ani de zile Romania Invest. Cred că este o instituție a guvernului care ar trebui să fie echipată cu resurse, cu oameni și cu putirința de a vorbi direct cu investitorii. Și în ultimul rând, cred că este nevoie, repet, de o campanie de promovare deșteaptă a României, în principal în zona economică. Când cineva citește Financial Times, The Economist sau citește știrile de la Bloomberg sau de la Wall Street Journal și vede în continuare știri proaste despre România și nu vede știrile bune care sunt totuși în România, e posibil ca mulți dintre ei să fie un pic mai reticenți în a investi la noi. E un subiect mai vechi care, din păcate, încă nu și-a găsit rezolvarea.